Accidentul s-a petrecut în jurul orei 3 și a fost anunțat la 112 de doi polițiști care erau în afara serviciului și se aflau în spatele vitezomanului. Ambulanța, smurdul și descarcerarea au ajuns la fața locului unde șoferul rămăsese prins sub bord. Asta după ce bolidul a lovit o bordură, s-a învârtit de câteva ori și s-a oprit într-un copac, iar șoferul a rămas captiv sub bord. Echipajul de la descarcerare a lucrat mai bine de o jumătate de oră pentru a-l scoate pe șofer din mașina distrusă. Medicii spun că șoferul a avut noroc și că mașina i-a salvat practic viața. Șoferul are mai multe traumatisme la umăr, picioare și coloană. Este politraumatizat prin accident rutier. Un șofer care este încarcerat, sunt probleme. La prima evaluare e vorba de umărul stâng și de piciorul drept. La fața locului a fost chemată și o auto specială, pentru că din mașina avariată începuse să curgă combustibilul. Avea picioarele prinse sub bord, de la genunchi în jos, și a fost destul de dificil de intervenit din cauza locului foarte îngust. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a afla cu exactitate cauza producerii accidentului. Vinovat pentru producere este șoferul vitezoman. El nu băuse, dar luase câteva pastile și urmează să se stabilească dacă acestea au avut vreun efect asupra lui. Din primele cercetări se pare că au fost neadaptarea vitezei la condițiile de drum, într-o curbă la dreapta, carosabilul l-a acoperit puțin cu apă, pierdut controlul asupra direcției, a părăsit partea carosabilă și a lovit un copac de pe partea dreapta a părții carosabilului. Am înțeles că în spatele lui erau doi polițiști civili, da, care au anunțat. Au fost doi polițiști care ne-au anunțat și pe noi evenimentul. Bărbatul a fost internat la Spitalul Județean din Argeș. El nu este la prima ispravă de acest gen. În urmă cu 4 ani a scăpat cu viață dintr-un grav accident de motocicletă.